să fie numele Domnului. E o seară binecuvântată și cred că una dintre cele mai importante decizii din viața acestor tineri, care cred că au trecut peste multe emoții, în seara asta cred că este, cred că ultima oară când mai au emoții, deja duminică va fi spre final, dar ne rugăm pentru ei ca Domnul să-i binecuvinteze. Domnul să-i ține în mâna lui cea puternică. Acum, în această seară, ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze și ei se vor prezenta, ne vor spune cum îi cheamă și de la ce biserică vin. Ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze. Începem cu surorile. Yeah.
Clara Sá, vin din Prăvălari, dar sunt aici de la 8 ani și am crescut în această biserică. Doamne, să te binecuvânteze! Amin! Aleluia!
mă binecuvânteze, vă rugăm să vă ridicați în față soror și zicem ca și corul, slăviți să fie numele Domnului. Amin. Și în dimineața aceasta, la sărbătoarea care avem în mijlocul nostru, ne vom folosi de un cuvânt potrivit cu subiectul și cu sărbătoarea. Citim împreună din Cartea Sfântă, din Biblie, de la pagina 1065, de la Cartea Faptele Apostolilor, din capitolul 8, ne ducem de la versetul 3 până la versetul 24 inclusiv. Un cuvânt al lui Dumnezeu care niciodată nu e lipsit de putere. Facem niște jurul nostru, evităm plimbările și alte lucruri și dăm respectul care se cuvine lui Dumnezeu și cuvântului Său. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Îi intra prin case, lua cu sila bărbați și femei și arunca în temniță. Cei ce se împărștiaseră mergeau din loc în loc și propovădeau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Că din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete. Mulți slăbănoși și șchiopi erau tămăduriți. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetate era un om, Simon, care zicea că este un om însemnat, el vrăja și punea în uimire pe tot poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu lărea minte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește Mare. Îl ascultau cu lărea minte pentru că multă vreme îi uimiseră cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovedea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și al numele lui Iisus Hristos, au fost botezați, atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crescut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip, ci privia cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Apoi, apostolii care erau în Ierusalim când au auzit că în Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei, ci fusese numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceștia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru le-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să-ți ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Căci văd că ești plin de fire amară și lanțurile fără de lege. Simon a răspuns, rugați-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce a spus. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Doresc în dimineața aceasta ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga biserică. Dumnezeu să binecuvinteze pe cei 19 îmbrăcați în haine albe care sunt pregătiți pentru botez. Dumnezeu să binecuvinteze și corul care este îmbrăcat în haine albe, tovoși albe și pe noi toți care suntem în locul acesta. Dumnezeu să lase peste noi toți prezența Lui. Amin.
Iar dacă nu avem oaspeți în această dimineață să slujească, dar aici, în casa lui Dumnezeu, noi toți suntem lucrători împreună cu Domnul și sunt suficienți ca să ne putem bucura. Părtășia noastră începe unul sau doi sau trei în numele Domnului Iisus. Biblia spune doi sau trei, dacă se adună numele Domnului, El este prezent acolo. Și dorim ca Domnul să facă lucrul acesta. Am cântat, ne-am rugat și după obiceiul nostru, părătirea din casa lui Dumnezeu, vom asculta și cuvântul Domnului. Nu este cuvântul meu, nu este cuvântul vreunui om, ci este cuvântul viu și lucrător al lui Dumnezeu. Și eu mă simt puțin bolnav, nu sunt prea bine, de aceea aș vrea să zic, cum zicea altă dată Marele Apostol Pavel, rugați-vă ca ori de câte ori, cineva sau eu, se va ridica locul acesta să primească cuvânt din partea lui Dumnezeu. Noi ne pregătim ca oameni, din punct de vedere teologic, din punct de vedere spiritual, poate cu poți rugăciune, noi cerem, dar ceea ce Dumnezeu poate să dăruiască în dimineața aceasta este prezența sa și Duhul lui Cel Sfânt în fiecare inimă. Și Dumnezeu să facă lucrul acesta. Mesajul din dimineața aceasta îl voi folosi din acest pasaj biblic, care eu nu țin minte vreodată să mai fi citit în biserica noastră, special la o sărbătoare de botez în apă. Dar cred că prin el Dumnezeu ne atinge inimile, Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu ne întărește și Hristos își zidește biserica Lui. Lăudați să fie Domnul! De aceea dimineața aceasta mesajul meu, pe care vreau să-l aduc în fața dumneavoastră, din partea lui Dumnezeu, l-am intitulat Motive ce te pot determina să faci botezul în apă. Motive ce te pot determina să faci botezul în apă. Spun lucrul acesta, văd în vedere că în vremea aceasta se fac foarte multe boteze. Și nu-i rău, în biserica elim cel puțin, de două ori pe an, pregătim, ne dorim și oficiem boteze nou testamentare, boteze în apă. Și se pare că mulți se înscriu, mulți vin la catecheză și mulți renunță în ultimul moment când să fie prezentați în fața examinărilor. Mulți renunță unii, ca și astăzi, chiar după ce au trecut examenul. Noi știam că avem 20, și la botez s-au prezentat 19. Cel ce cercetează inima este Domnul, slăvit să fie numele Lui. Sunt convins că dumneavoastră ca părinți, din momentul ce i-ați dus pe brațe la binecuvântare, pe copiii dumneavoastră i-ați încredințat în mâna Domnului. Vă rugați și postiți pentru ei neîncetat. Nu încetați să-i sfătuiți. Să rămână în casa Domnului, să rămână credincioși, să rămână aproape de Domnul și să-L urmeze cu credincioșie. Numai că, de multe ori, nu se întâmplă ceea ce dorim noi ca părinți. De aceea, în dimineața aceasta, m-am gândit să intitulez mesajul Motive ce te pot face să iai decizia să te botezi. La botez, iubiții noștri, vin mulți. Ca pe vremea lui Ioan Botezătorul, veneau cu sutele, veneau cu zecile. Și fiecare dădea în vara să fie botezat. Dar nu toți ajungeau la botez. Sau nu toți aveau o motivație corectă după voia lui Dumnezeu ca să încheie legământ cu Domnul. Mă uit la ei și sunt majoritatea tineri. Mă uit la ei și pe unii cunosc de când erau pe brațe aici în biserică la mama și la tata. Mă uit la ei și pe unii cunosc de când fugeau pe coloare și număream cu privirile și au crescut aici sub privirile noastre. Și în această dimineață spunem din toată inima pentru ei, binecuvântat să fie Domnul oștirilor. Biserica Domnului a semănat prin slujitori, prin lucrători cuvântului Dumnezeu, prin părinți. Iar cel ce face să crească sămânța cuvântului Dumnezeu semănată în inimi,
este Dumnezeul oștirilor. Și nu numai, după ce ei aud cuvântul și primesc cuvântul, se uită în familie, se uită în biserică, se uită la cei care sunt cu adevărat înaintea lui Dumnezeu ca și credincioși și doresc din toată inima să ia tot ce-i bun, exemplele bune, pentru a duce mai departe viața lor în asfințenie și apropiere de Domnul. Lăudați să fie numele Domnului! Pasajul acesta pe care l-am citit surprinde o perioadă din viața bisericii după înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. După ce Domnul s-a despărțit de ucenici pe munte și Domnul s-a înălțat la cer, le-a dat o poruncă. Să nu vă despărțiți, să nu plecați din Ierusalim până veți fi îmbrăcați cu putere. Și după aceea, după ce veți fi îmbrăcați cu putere, voi cei din Ierusalim, biserica primară, îmi veți fi martori în Iudeea, în Galileea, în Samaria, și scrie Biblia, până la marginile pământului. Și Dumnezeu folosește o metodă să împrăștie ucenicii biserica după ce o umple de prezența Duhului Sfânt și de prezența lui Dumnezeu. Și scrie Biblia că îngăduie, sau spun eu îngăduie, și s-a dezlănțuit o prigoană peste biserica Domnului. În această prigoană la Ierusalim îi găsim pe ucenici că parcă fiecare începe să plece din Ierusalim și mai ales credincioșii pleacă prin satele și trătățile din jur. Numai că nu au procedat cum procedăm noi când avem o problemă într-o cetate, într-o țară, fugim în cealaltă să căutăm o viață mai bună, un loc mai bun, un serviciu mai bun și bani mai mulți. Ucenicii credincioșii lui Dumnezeu, scrie Biblia că după ce au fost împrăștiați sau de frica prigoanei, pleacă din Ierusalim, se duc prin cetăți și fac ceea ce le-a spus Domnul Iisus. Propovăduiesc împărăția lui Dumnezeu, propovăduiesc Evanghelia Domnului Iisus Hristos, și spune oamenilor să se pocăiască și să primească mântuirea în viața lor. Unul dintre aceștia este Filip, omul lui Dumnezeu, care pleacă din Ierusalim și se îndreaptă spre o cetate neînsemnată, spre o cetate păgână, idolatră, care nu prea avea multe cu Dumnezeu și religia, și se duce în cetatea Samariei. Cetatea Samariei era o cetate din Israel care nu avea mare importanță, care nu avea în ea oameni al lui Dumnezeu deosebiți, ci din potrivă se fereau și nu erau relații cu ceilalți evrei din zona Iudeii, Ierusalim și împrejurările celelalte. Numai că Dumnezeu totdeauna a vorbit și ne-a spus că El caută oaia pierdută. El caută sufletul păcătos. El caută omul care n-are nicio șansă. El caută pe cei care sac în întuneric ca să-i găsească și să-i mântuiască, lăudați să-i fie numele vecii vecilor. În dimineața aceasta, iubiții Domnului, îl găsim pe marele om al lui Dumnezeu, pe Filip, că se duce la samariteni și le predică Evanghelia. Și aceștia primesc cuvântul lui Dumnezeu. Numai că Evanghelia pe vremea aceea, observăm că este însoțită de semne și minuni. Evanghelia este bine, propovăduirea Evangheliei este bine să fie însoțită de semne și minuni. Semnele și minunile nu convertesc oamenii la pocăință. Semnele și minunile n-au menirea să ne mântuiască. Semnele și minunile au menirea să ne mărească credința în Dumnezeu minunilor. De aceea, în această zi, observăm că Filip, omul Dumnezeu, se duce și face câteva lucruri. Și aș vrea să intrăm în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Saul, din partea lui, făcea prăpăd și băga temniță bărbați și femei, căci
se împrăștiaseră și mergeau din loc în loc și propovădeau cuvântul. Filip s-a coborât din cetatea Samariei și a propovăduit pe Hristos. Noroadele, mulțimea, poporul luau aminte cu un gând la cele ce spunea omul acesta Filip. Când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea el în numele Domnului, Biblia scrie că din mulți îndrăciți ieșau duhuri necurate. Filip, împreună cu Domnul și prezența lui, practica eliberarea celor apăsați de diavolul. Trăim o vreme în care, dacă le spui la oameni că este posibilitatea eliberării de sub puterea satanei, credincioșii noștri moderni din vremea aceasta începe să le fie frică. Începe să zic că asta e o lucrare care nu ne vizează pe noi, este ceva deosebit. Vreau să spun, prezența lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu, împreună cu puterea Evangheliei, are menirea să elibereze orice inimă și orice ființă de sub puterea satanei. Manifestările erau vizibile, clar. Spre Biblia, din mulți îmbrăciți, ieșau durne curate și ce făceau acestea? Ce nu ne place nouă, ceea ce pe noi ne face să intrăm în panică și în depresie. Biblia scrie că scoteau țipete mari, dar ieșau în numele lui Iisus Hristos afară și Domnul lucra cu putere. Acolo Filip practica și rugăciunea, puterea rugăciunii pentru vindecarea bolnavilor. Și mulți ologi, slăbănoci, șchiopi, erau tămăduiți. Cine făcea tămăduirea? Filip sau Dumnezeu? Cine făcea eliberarea? Filip sau Dumnezeu? Vreau să înțeleagă Biserica Domnului clar că eliberarea și, dacă vreți dumneavoastră, eliberarea de sub posesia demonică nu poate face nimeni, numai Dumnezeu cel mare prin prezența Duhului Sfânt. Din fragedă copilărie am asistat și am văzut aceste lucruri. Dar vreau să spun în această dimineață, în vremea aceasta, din nou ne confruntăm cu ele. Din nou ne confruntăm cu ele. M-a sunat un frate ieri, plângând. Și a zis, frate, am auzit, s-a dus vestea, că la voi, la Bruxelles, Dumnezeu mai face minuni. Dumnezeu mai eliberează de demoni. Sora mea are 25 de ani, o cheamă Diana. Venim cu ea din Ucraina, că nimeni n-a putut să facă nimic și nimeni nu se bagă la această lucrare. Am fost în Italia și nici acolo nu intră nimeni la această lucrare. Parcă credincioșii, parcă împuterniciții lui Dumnezeu, parcă păstorii, proroci, lucrători, oamenii botezați cu Duhul Sfânt, evită astfel de contacte. Am venit în Bruxelles, stăm la un hotel de câteva zile. Spune-ne care va fi seara când ne vom întâlni să ne rugăm ca Domnul să elibereze. Am stat, am discutat cu frații și a zis, mare seara veți veni și biserica Domnului se va ruga. Noi slujitorii ne vom ruga și cel ce va face liberarea este Domnul oștirilor. Și m-a întrebat, frate, nu este frică, nu? 5 bărbați nu pot să o țină, 4-3 nu pot să o țină. Și au spus și spun un cuvânt, ce nu pot oamenii, poate Dumnezeu, slăbit să-i fie numele Lui. De aceea Biserica Domnului, care s-a botezat în apă, care e botezată cu Duhul Sfânt, trebuie să nu se cheamă în vremea aceasta. Dumnezeul nostru nu s-a schimbat, slăbit să-i fie numele Lui. De aceea noi credem al nostru Dumnezeu trăiește. Amin. În mijlocul minunilor, poporul acela din Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu și scrie Biblia că s-au botezat atât bărbați cât și femei. Uitați-vă la ei. Atât băieți cât și fete, astăzi se botează, mări să fie numele Domnului. Numai că nu întotdeauna motivul botezului
Sau botezul în sine schimbă oamenii? Am botezat mulți în biserica Elim. Am botezat mulți 20 și ceva de ani de când sunt în țara asta. Și câți dintre ei nu mai sunt printre noi? Miercuri seara, luna aceasta, plecam de la seara de întâlnire cu frații din comitet. Și la un moment dat, când m-am urcat în mașină în parcare, după ce m-am urcat în mașină, a bătut cineva în geamul meu de la ușă și mi-a făcut semn să las geamul jos. M-am uitat la el și nu l-am cunoscut. Nu l-am mai cunoscut. M-a întrebat, mă cunoști? Și am spus, nu. Și mi-a arătat cu degetul, tu m-ai botezat. M-am uitat la el și a început să plâng. Și a spus, sunt atât de supărat și de trist, sunt atât de singur, mi-e inima atât de pustie, n-am pe nimeni în țara asta. Ai putea să stai de vorbă cu mine câteva minute? L-am invitat în mașină și am stat la mine de un ceas. M-am rugat pentru el și mi-a promis că va veni din nou la biserică. Pentru că el s-a botezat sub o motivație sau alta, dar nu sub motivația reală, adevărată, curată, care trebuie să motiveze fiecare suflet. Care-i motivația ta, iubitul meu ascultător? Care a fost motivația ta când te-ai botezat? Iubiții mei tineri și tineri îmbrăcați în haine albe, care sunt motivațiile dumneavoastră că v-ați îmbrăcat așa de frumos în alb? V-ați pregătit și ați venit de dimineață în casa Domnului? Sunteți gata să vă scufundați în apa botezului? Motivația aceasta este o motivație după voia Domnului? Am o întrebare, spunea marele bărbat apostolul Pavel. Ce ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Moartea, boala, suferința, lumea de acum, alte lucruri, lucruri pământești, lucruri firești, lucruri materiale, se pare că pe unii da. Mă rog din toată inima ca Domnul Dumnezeu să lucreze. Deși cuvântul spune, nimeni și nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu, decât o inimă rea și necredincioasă care desparte pe om de Dumnezeu cel viu. În această dimineață eu nu cunosc inimile dumneavoastră și nici dumneavoastră pe mea. Dar cel ce are ochii ca para focului să privească în fiecare inimă. Și în dimineața aceasta privirea lui Dumnezeu să schimbe situația și să o facă după voia lui Dumnezeu. Lăudați să fie acel Dumnezeu. Aș vrea să vă dau câteva motive pentru care unii se botează. Spuneam la început că am avut 24. De ce avem 19? Unii au avut motivații care n-au rămas. Unii și-au dat seama că motivația cu care au venit la examen și la catecheză e șubredă. Și nu va ține. S-a întâmplat ceva pe drum. În această dimineață, între noi, s-ar putea între candidați și nu-mi doresc asta, să fie câteva motive care aș vrea să le cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Un motiv pentru a te boteza poate fi motivul să mă căsătoresc cu o fată credincioasă în biserică. Dacă nu ești botezat, e clar că frații nu-ți face nunta în biserică și tu nu te poți căsători cu o fată pocăită, botezată, că nu te lasă împrejurările, situația. Și unii folosesc botezul nu pentru mântuire, nu pentru viața veșnică, ci folosesc botezul pentru a cuceri un băiat sau o fată din biserică cu care ar vrea să se căsătorească și mai târziu viața, starea lui o dovedește. Dumnezeu să păzească astfel de motivații de botez pe fiecare din cei care sunt sau se vor boteza. Amin. O altă motivație poate fi de ochii părinților. Ca părinții mei să fie mulțumiți, să-mi acorde cinstea pe care o am ca și copil, ca și copilă, ca fată, eu vreau să mă botez, că oricum mama și tata îmi spune să mă pocăiesc, să mă botez. Și unii vin până acolo încât
M-am pocăit, spunea cineva, de gura părinților. M-am uimit că este o astfel de motivație. Să te botezi de gura părinților? Unii pot face și asta. Mă rog ca Domnul să ierte. Nu e o motivație bună. Alții se botează pentru că se botează și prietenii lui, colegii lui, prietenii ei. Și dacă tot se botează toate, mă botez și eu, că nu mă lăsa eu de anturaj, de prieteni. Unde ei mă duc și eu. Dacă ei merg la botez, mă duc și eu. Și unii mi-au spus, de ce te-ai botezat? Pentru că s-a botezat cea mai bună prietena mea și am vrut să fiu și eu pe ea la botez. Alții se botează pentru că au frică. Mi-e frică să nu mor și să mă duc în iad. Dacă mă botez și mă bag în apă și mă scufundă frații păstori, eu cred că nu mai mă duc în iad. Dar viața nu-i schimbată, inima nu-i cercetată, nașterea din nou n-a avut loc. Dar ca să nu mă duc în iad, știu că cei care nu se botează, merg în iad. Pentru că n-au legământ cu Domnul la botez. Și-o fac și eu aceasta. Unii fac această greșeală, motivație greșită. Rog din toată inima pe toți să nu se pocăiască de frica iadului. Exact cum au venit la Ioan Botezătorul și au zis, pui de locul, cine m-a învățat să fugiți de ce? De mâine viitoare, de frica și de mâine lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să nu mă arunce în iad, eu mă botez. Și a rezolvat problemă, că doar nu-i greu să intri în apă, uscat, să ieși mult, să te schimbi și tu, de fapt. Să crezi că ești bine și că l-ai păcălit pe Dumnezeu cu un botez. Ai păcălit biserica, slujitorii, părinții. Mă rog din toată inima că aceste motive, care măcar că nu vrem să le credem că există, totuși există, Dumnezeu să cerceteze fiecare inimă. Iubiții Domnului, uitați-vă în Scriptură că Apostolul Filip botează o mulțime de frați și surori în Samaria. Acolo în Samaria asistă la semne și minuni și mă opresc aici. Unii se botează că au văzut semne și minuni. De ce te botezi? Am văzut cum a lucrat Domnul. Dar tu ai o relație cu Domnul? Dar tu îl cunoști pe Domnul? Dar tu ești plin de prezența și puterea lui Dumnezeu cât legământul acesta să fie autentic? Am văzut semne și minuni. O vindecat Domnul pe mamă, o vindecat Domnul pe cineva și cineva îmi spunea, mă botez că am avut un vis. Se făcea ca în poveștile de adormit copii. Oare ne putem boteza doar pe simplu motiv că am avut un vis? Vreau să înțelegeți clar, pentru că mă uimesc câți vin la botez și câți rămân în picioare în casa lui Dumnezeu. Câți rămân în biserică, câți rămân credincioși, câți își duc viața lângă Dumnezeu toată viața. Mă uimesc de lucrul acesta. Mă uimesc că nu-i mai văd la cina Domnului, nu-i mai văd la părtășie, rugăciune, marția, nu-i mai văd duminica, nu-i mai văd cu lunile și cu ani în biserică. Dar când mai am putut altă biserică și nu-i mai văd în casa lui Dumnezeu, îi căutăm și nu ne mai răspund unde sunt. S-ar putea unii să fiți în sală, auditori care mă auziți. În această dimineață vreau să vă spun că s-ar putea să te motiveze semne și minuni. Uitați-vă că în pasajul care l-am citit, în Samaria era un bărbat bine văzut în cetate. Era un om cunoscut de toți, care punea în uimire toată cetatea Samariei cu vrăjitoriile lui, și poporul credea că e puterea lui Dumnezeu, cea mare încă. Poporul credea că ăsta e omul care face semne și minuni în numele Domnului și era un vrăjitor recunoscut cu numele de Simon. Numai că în prezența Duhului Sfânt, în prezența lui Dumnezeu, în prezența Evangheliei, vrăjitoria nu mai are nicio putere. Legăturile de vrăjitorie cad și se rup. În prezența lui Dumnezeu, legăturile demonice sunt spulberate. Că mare este puterea și autoritatea Duhului Sfânt în viața bisericii și a credincioșilor lui. Lăudați să fie numele Domnului. Mă uit la omul acesta, Simon, și omul acesta se uimește de minuni
ascultă cuvântul și Filip îl botează. Uitați-vă că omul acesta se botează. Chiar și Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele pe care le făcea. Am o întrebare. De ce omul acesta s-a botezat? De ce omul acesta nu se despărțea de Filip și era cu el și se uimea de minuni? Omul acesta l-a mișcat atât, minunile. Își dorea și el să facă minuni. L-a cercetat minunile. Dar observăm că se întâmplă ceva. Când aud apostolii Domnului, în mod special Petru și Ioan, că Filip îi folosit de Dumnezeu în Samaria și oamenii se mântuiesc. Oamenii încheie legământ cu Domnul, se botează. Omul acesta, Filip, folosit de Dumnezeu, este ajutat de Petru și Ioan. Nu era suficient ca în Samaria să se facă doar boteze în apă. Nu este suficient ca în bisericile noastre să ne botezăm în apă. E nevoie de plinătatea puterii lui Dumnezeu, de plinătatea Duhului Sfânt. Și Doamne, dăruiaște-ne-o fiecăruia, nouă tuturor, amin? Uitați-vă că omul acesta și oamenii aceștia din Samaria, când vine Petru și Ioan la ei, scrie cuvântul Domnului că aceștia au venit în Samaria și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu se pogorâse încă peste niciunul și nu mai erau botezați în numele lui Iisus. Atunci Petru și Ioan și-a pus mâinile peste ei și au fost botezați cu Duhul Sfânt. Lăudați să fie Domnul! Manifestarea botezului cu Duhul Sfânt este în stăruință sau este manifestată prin slujitori autorizați care la punerea mâinilor Domnul botează cu Duhul Sfânt. Și măriți să fie Domnul pentru asta. Numai că se întâmplă ceva, versetul 18. Când a văzut Simeon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor, le-a dat bani, sau au venit cu bani, spune eu, în fața portului. Și el, măcar că era botezat, măcar că era membru în biserica din Samaria, omul acesta a venit cu un gând și cu o dorință falsă. A dat bani ucenicilor ca să primească și el darul acesta, ca peste cine pune mâinile, să primească Duhul Sfânt. Și omul lui Dumnezeu, Petru, care nu curăța ouă la nimeni, era un om care, cum spunem noi, era direct și mergea direct și spunea lucruri pe nume, omul acesta s-a uitat la el și a spus un lucru. Știi ce a spus Petru lui Simon, vrăjitorul de altă dată? Dați-mi și mie din puterea voastră. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu ar putea că fi căpătat pe bani. Darul lui Dumnezeu, iubită biserică, iubiți candidați, iubiți frașesorilor, nu se primește pe bani. Darul lui Duhului Sfânt nu se primește pe bani. Mântuirea nu se primește pe bani. Lucrurile lui Dumnezeu nu se capătă prin bani. Ele sunt plătite de Hristos la Golgota și sunt darul lui Dumnezeu pentru noi toți. Lăudați să fie numele Domnului. Mă duc mai departe și mă bucur când văd că apostolul Petru îi spune lucrurile pe nume. Tu îi spune la un om convertit, botezat, n-ai nici parte, nici sorți. În toată treaba asta de minuni, de daruri duhovnicești, căci inima ta nu este curată. Poți să vii la botez și inima să nu fie curată? Poți. Poți să vii la botez și inima ta să nu fie curată. Înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu cel care cercetează inimile și El știe curăția fiecare inimii. Și dorim ca Dumnezeu pe toți să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze cu inimă curată. Amin. Omul Dumnezeu îi spune ceva, măcar că era botezat.
Pocăiește-te dar de răutatea aceasta. Întoarce-te la Dumnezeu și roagă-te lui Dumnezeu să-ți ierte gândul acesta. Uitați că apostolii mai lasă o șansă celui botezat, care s-a botezat cu motive negative sau motive neîntemeiate sau motive surogat ca să-și mântuiască sufletul. Îi lasă vreme de pocăință chiar după botez. În această zi, în timpul care mi-a rămas, aș vrea foarte scurt să punctez ce înseamnă o motivație după voia lui Dumnezeu atunci când mă botez. Ce înseamnă o motivație curată atunci când încheie legământ cu Domnul? În primul rând, orice suflet care încheie legământ cu Domnul în apa botezului, el trebuie să aibă o întâlnire cu Iisus Hristos. Să aibă un moment de convertire. Dacă acel suflet nu se convertește, nu se întâlnește cu Hristos care poate schimba inima, care poate produce nașterea din nou, care poate da credință, acel suflet nu are garanția mântuirii. Dumnezeu vrea întâi să avem un moment de convertire în urma primirii credinței din toată inima înaintea lui Dumnezeu. Atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, fie prin cuvântul lui Dumnezeu, fie în rugăciune, fie într-o circunstanță în care inima ta e străpusă de Duhul Sfânt, și tu e cercetat și în inima ta se naște credința din toată inima. Filip a pus întrebarea lui etiopian, acest om famin. Ce nu poate împiedica să fiu botezat? Dacă crezi din toată inima ta, se poate. Dacă nu crezi din toată inima că Iisus e Fiul lui Dumnezeu, dacă nu crezi din toată inima că El îți poate ierta păcatele, dacă nu crezi din toată inima că ești păcătos și ai nevoie de pocăință, dacă nu crezi din toată inima că sângele lui Hristos te poate elibera, dacă nu crezi din toată inima că El te naște din nou și să ai naștere din nou, tu nu poți fi mântuit. Scopul și lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră până ajungem la botez este aceasta. Convertirea, credința vie în Dumnezeu, pocăința și recunoașterea păcatelor, părerea de rău, regretul. Apoi urmează o stare care mulți nu avem după botez. Nașterea din nou. Nașterea din nou trebuie să o vadă Dumnezeu în inima ta. Nașterea din nou trebuie să o vadă biserica în viața. Nașterea din nou trebuie să o vadă frații în inima ta. Nașterea din nou trebuie să fie vizibilă în viețile noastre și Dumnezeu să le ajute tuturor. De aceea în dimineața aceasta cere numele Domnului Iisus Hristos ca Domnul să cerceteze fiecare inimă. Dacă sunt inimi care nu-i născută prezența lui Dumnezeu și nu-i născută din nou, Dumnezeu să o facă. Schimbarea și asta trebuie să fie vizibilă. Nașterea din nou înseamnă schimbarea minții. Nașterea din nou înseamnă schimbarea comportamentului. Nașterea din nou înseamnă schimbarea vorbirii. Nașterea din nou înseamnă schimbarea atitudinii. Nașterea din nou înseamnă schimbarea îmbrăcămintei. Nașterea din nou înseamnă schimbarea, dacă vrei, în toate domeniile, de la freză îmbrăcăminte și se vadă noi chipul Domnului Iisus Hristos. Nașterea din nou înseamnă credință vie, vizibilă în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Doamne, dăruiește tuturor harul acesta. Amin? Și doresc ca Dumnezeu să le ajute. De aceea cer în această dimineață ca sângele Domnului Iisus Hristos să curățească inimile noastre, să curățească viețile noastre și să ne facă asemenea Fiului Lui. Că aceasta e voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Doamne, ajută-ne! Iubiții Domnului, observăm că oamenii aceștia primesc pe Domnul. Oamenii sunt botezați în apă. Dar mult mai mult, oamenii aceștia sunt botezați cu Duhul Sfânt. Și în Samaria s-a produs o mare bucurie.
Am vrea ca această bucurie produsă de Duhul Sfânt să fie mare în biserica lui, să fie mare în toate familiile dumneavoastră. Și nu-i mai mare realizare în viața noastră pământească decât să încheie legământ cu Domnul și să ai garanția mântuirii. Doamne, ajută-ne tuturor! Aceasta doresc pentru cei care sunt îmbrăcați în haine albe și doresc pentru toată biserica Domnului să ajungă în final scopul acesta. Botezul să aducă mântuirea, iertarea păcatelor, viața veșnică și întâlnirea cu Dumnezeu în glorie. Și Dumnezeu să ajute fiecare suflet. În capitolul 16, începând cu versetul 15 în jos, Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre acest act și ne îndeamnă și ne învață cât este de important acest lucru. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Amin. Vreau să te întreb dacă crești din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și nu fiind altă persoană. Din toată inima mea cred. Vreau să te întreb dacă din dragoste și nesfântă de nimeni, astăzi faci un legământ înaltă cu Domnul Iisus. Doar din dragoste și nesfântă de nimeni. Până când vrei să fii credincioasă acest legământ pe care îl faci astăzi cu Domnul Iisus. Cu ajutorul Domnului toată viața mea până voi muri. Pe baza mărturisirii tale, Dumnezeu, în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Dumnezeu.